Respect de profesionali. Da. Vrei să-ți pune telefonul? Da. Cum ați bine? Sunt aici. Este. Îmbrăcat la fel ca noastră. Nu știu, nu știu. Action. Am văzut la caraviolet. Da, dăm la caraviolet, la măsesc. Terminăm azi. Bună dimineața, bine ați venit la conferința presăptămânală. Sigur că problema cea mai delicată a primăriei este cea legată de încălzirea orașului și dezgurarea apei calde în perioada viitoare. Este o, sigur, o perioadă fierbinte, dar eu ca întotdeauna sunt optimist și pot să dau două asigurări din start înainte de celelalte discuții că în această iarnă vom avea apă caldă și căldură la Suceava. Doi, populația nu va plăti o majorare de preț la energia termică, deci va fi tot 240 de lei. Trei, el apreciez foarte mult pe domnul Bodea pentru ceea ce a făcut aici, a făcut o investiție extraordinară. Nu sunt de acord cu strategiile dumneavoastră de PR care le fac alții la București, cu aceste conferințe de presie alarmiste care panichează populația și nu rezolvă nimic. Deci nu ajută la nimic, panicăm populația inutilă. Sigur că, așa cum am spus din primăvară, s-a spus în cunoștință de cauză, a apărut un element nou. Din păcate, noi până anul 2016, sau din fericire până în 2016, s-a mers binișor cu această centrală, având acel nenorocit de ordin în iulie 2016, de atunci lucrurile au mers din rău în tot mai rău. Cu toate intervențiile făcute la patru prim-ministri, da, la vremea respectivă, ministru în funcție, primul ministru din funcție de atunci și sigur ceilalți care au urmat. Sunt domnul Cioloș, domnul Grindeanu, de domnul Tudose, de doamna Dăncilă, la toți am avut intervenții, la toți am făcut memorii, la toți le-am arătat că avem o centrală deosebită, dar din păcate dacă nu se revine acel ordin ministru, soarta de a funcționa pe biomasă este nulă. S-a întâmplat acest lucru, în această iarnă nu mai putem să ne încălzim pe biomasă, trebuie să ne încălzim pe gaz metan. Și sigur că lucrurile se schimbă aici, prețul la gazul metan. Eu iar spun, ca să ne înțelegem foarte clar din capul locului, eu nu sunt avocatul domnului Bodea, sau al Termonea, sau al Bioenergie. Conform legii, aici e toată problema, responsabilitatea asigurării căldurii în oraș, apei calde, este a autorității locale, a primăriei, în final a primarului. Sigur că n-am stat cu mine încrucișat în aceste zile, am avut discuții cu cei la Termonet, am avut discuții la gaz metan la Târgu Mureș, cu directorul general, domnul Morar de acolo, care mi-a promis că vine până la Suceava. Trebuie să găsim niște soluții să plătim bani la gaz metan, că nu dau banii fără plata în avans. Avem și aici găsit o soluție legală și eu vreau să fiu optimist că vom avea căldură și apă caldă și în această iarnă. Din punctul meu de vedere, fără a da niște date concrete, părerea mea, prețul la gigacalorie total cu TVA se va învârti în jur de 400 de lei. Din care populația va plăti 240 de lei, iar primăria în jur de 150-155 lei, cum vom negocia. Sigur că nu răstoarnă din punct de vedere financiar sau nu produce dezechilibru financiar la primărie, numai că ne întoarcem de unde am plecat, în ce idee. Că noi am făcut acea reașezare între populație și primărie și, sigur, partea primăriei era mai mică de plată. Din păcate ne întoarcem înapoi și sigur că va trebui să plătim subvenția la fel ca și în anul 2017, la fel ca și în anul 2016, deci vom trebui să plătim undeva subvenție din punct de vedere ceea ce am calculat, ceea ce am consumat, undeva la 3 milioane jumătate de euro pe an subvenția termică, exact cum am plătit în anul 2016, s-a plătit mai mult, 4 milioane jumătate de euro, în 2017 mai puțin că jumătate de an am avut acel preț mai mic, deci cam așa stau lucrurile. Sigur că vom intra în Consiliul Local cu propunerea de proiect. Nu se pune problema acceptării majorării prețului la transport și distribuție. Nici într-un caz. Nu s-a discutat așa ceva și nici n-au solicitat așa ceva. Și nici n-au avis pentru alt preț decât 180 lei pe gigacalorii la transport și distribuție. Se pune problema de majorarea prețului la gardul centralei. Este clar că acel preț nu se mai susține, mai ales că nu se mai funcționează biomasă, se funcționează gaz metan. Acolo ei au cerut o majorarea de preț la 196,51 lei de la 119, și aici trebuie să discutăm, trebuie să fim realiști că am fost orientați la vremea respectivă când am văzut cu acel preț 5 ani zile în Consiliul Local. Mă amuz, așa când spune alții, cum bagă Termonetul, Bioenergie, banii în buzunar, bagă în fiecare zi, vă spun, nu-s avocatul lor, dar știu realitatea, bagă pagubă în fiecare zi, bagă pagubă. E o situație delicată. Îmi pare rău că am ajuns din nou aici, dar nu datorită primăriei. Primăria este cu plata la zi, nu avem nicio restanță la subvenție, datorită modificării strategiei guvernului. Pentru că dacă se menținea să acel certificat verzi,
Era o managerească, în ce sens, luai acel certificat de verde și le dai înapoi la ION, pe energie electrică, pe gaz metan, unde sunt costurile cele mai mari. Nu s-a întâmplat acest lucru, trebuie să funcționăm mai departe ca un soi de centrală clasică pe gaz metan. Cam așa se vede, nu văd întoarcerea la biomasă fără revenire la ordine de ministru. Nu văd ce aș mai putea să fac, v-am spus, am avut discuții cu 4 prim-ministri, am făcut fel de fel de memorii, toată lumea analizează, toată lumea vrea, dar nimeni nu face nimic. Asta este situația. Deci, în concluzie, să nu alarmăm populația, prețul la populație în acest an, în municipiul Suceava, nu va crește, rămâne 240 lei, va crește, în schimb, prețul la gigacalorii pentru partea de producție la gazul centralei, voi intra cu un proiect de hotărâre în Consiliul Local și vom vedea mai departe ce se întâmplă. Dar, în linii mari, cam așa stau lucrurile, deci, fără a da o cifră exactă, deși în mintea mea am niște simulări, prețul total, inclusiv cu TVA, va fi undeva la 400 de lei, din care populația va plăti 240, iar primăria diferența. Va crește anul ăsta 240 de lei sau la populație sau deloc? Cât s-o primar nu va mai crește, vă mulțumesc răspunsul? Da, mulțumesc. Deci nu vă trebuie două, trei, vă trebuie doar jumătate plus. Jumătate plus, dar nu, să știți că noi aici eu nu sunt dictator. Consilierii au și dreptul lor de, mă rog, a judeca, de a decide, dar totuși eu nu cred că cineva poate să-și permite să se țină Suceava fără căldură în această iarnă. Da, tot dumneavoastră spunea de începutul anului că nu se mai justifică, adică trebuie să luați în discuție foarte serios eliminarea subvenției. Da, acum spuneți da. Că ne întoarcem, și ați făcut dumneavoastră singură statistică, tot mergea mai mic, mai mic, mai mic. Acum spuneți că ne întoarcem la cea mai mare sumă plătită, 4 milioane de euro. Nu e cea mai mare. Ultima sumă care am cerut-o când lucram cu termica era 750 de lei, 720. Deci era 720 de lei gigacalorii la termica ultima. Ultimii 5 ani. Deci cel mai mare. Deci cel mai mare pe românești, noi am prostit, hai ca să fim realiști, acel preț de 119 lei la gardul centrale, l-am forțat în Consiliul Local, 116 lei, da. El nu s-a închis niciodată pe costuri, hai ca să fim realiști. A fost statul municipalității, da. Deci asta care, subvenția care o dați dumneavoastră acum, de fapt, vine ca o compensație? Dar nu e ca o compensație. Deci, domnul Chira, cred că m-am explicat destul de bine, dacă am reușit să mă explic. Nu crește valoarea subvenției față de anul trecut sau față de anul 2016. Era bine dacă scădea. Era bine dacă scădea. În reașezarea pe care am făcut-o noi între populație și primărie, ea trebuia să mai scadă, da? Din păcate a venit această nouă majorare în care clar că acea economie care făceam la primărie nu mai este. Din nou trebuie să o aducem la starea inițială. Proiectul dumneavoastră cu eliminarea subvenției totale? Dar nu am spus niciodată eliminarea subvenției totale. Problema încălzirii la sistemul centralizat, eu cred în continuare în ea, problema încălzirii este o problemă importantă în care autoritățile locale trebuie să o asigure. Mai mult de atât, știm foarte bine că s-au debranșat cei cu posibilități financiare. Ceilalți, care, deci majoritatea care sunt astăzi la sistemul centralizat, nu mai au aceste posibilități financiare, ca să spui centrală de gaz metan. Este o problemă socială, dacă vreți până la urmă. Deci primăria trebuie să asigure încălzirea într-un fel sau altul. Că o asigure mai, într-un an mai ieftin, într-un an mai scump, asta e situația. Dar plătesc toți. Știu, dar nu e numai la noi așa, e așa în toată țara. Așa e în toată țara. La București, așa, sau salarii mai mari. Așa e peste tot. Asta e peste tot. Eu discutăm cât vrem. Eu ca primar și nu cred că cineva își poate permite să spună că el nu mai dă călură în oraș. Eu nu pot să fac acest lucru. La întâlnești dacă ajungem într-o situație imposibilă. Eu vreau să vă spun că situația nu e atât de alarmistă cum am văzut azi prin ziare. E 470 plus TVA plus... Eu sunt mai mult în jur de 400 de lei. Așa au spus, am spus că nu sunt de acord cu aceste acțiuni de PR, da? Acțiuni de PR la București care panichează lumea. Să nu ne mai doar. Da. Deci, cam asta este situația, eu zic că mergem înainte și sigur e important să avem discuții și spuneam aici cu gazul metan. Apare problema la gazul metan și sigur că așa sunt procedurile, gazul metan vrea bani în avans. Avem un atuș aici, ca să spun așa, legea ne permite din anul 2012 să poate acorda bani în avans la subvenție și pentru gazul metan. Deci probabil că mai avem o solicitare în acest sens, dar totdeauna Dumnezeu mă ține cu păcătoși din care primul sunt eu. Problema este cam rezolvată cumva, pentru că prin rectificarea bugetară din această lună, primăria va primi în plus din cotul impozit venit suma de 5.124.000, deci 50 de miliarde de lei vechi, care va merge probabil către termoficare. O scoatem la capăt. Eu zic că trebuie să stăm
lucis când avem soluții, stăm picioarele în apă caldă, rece, pardon, alții stau în apă caldă, picioarele în apă rece, să găsim soluții. Dacă facem declarații de astea de presă alarmiste, nu rezolvăm problema. Primăria plătește, dar cum plătește primăria, primăriile din țară plătește, nu primăria Suceava. Eu, dacă vrem să credem, asta e sistemul, nu l-am inventat eu, dacă vrem să dăm căldură la populație, trebuie să plătesc. La firma da. Lor. Da. Deci cam așa stau lucrurile, sigur că e o situație grea, nu e o situație simplă, dar eu rămân calm și sper să găsim soluții și deja mare parte le-am găsit. V-am spus că iată avem acești bani din rectificarea bugetară și poate n-ar trebui să zic, dar zic mulțumesc guvernul pentru că sunt banii care nu i-au luat. Da? Și acum de aia o parte din ei înapoi. Deci tot din cote din post fi venit de 5.124.000 de lei. La început anului erau 7.000, nu? Acum 5 milioane fie o dată, 3 milioane. Nu, adicăm în euro, aici sunt lei, domnule. Când veniți într-o zi, discutăm toate detalii, da. Deci noi, până acum, față de anul trecut, am pierdut aproape 5 milioane de euro. Mai este sfârșitul anului, mai puțin cote de impozit din 2018 comparativ cu 2017. Și acum, din aceia 4 milioane care am pierdut, ne dau 1 milion înapoi. Da. Ei, până la sută oameni probabil că mai pierdem, dar e lucru important că avem această sumă, este în anexa Gunel, ne-a venit mărtii la Ministerul de Finanțe să rectificăm suma, să poate folosi prin dispoziții de primar. Deci cu această sumă ne vom închide cumva cu subvenția în linii mari pentru această iarnă să începem să ne încălzim și să mergem mai departe. Restul lucrurilor, sigur că rămân de discutat, rețelele termice, avem depus proiectul, din păcate pe POIM nu se mișcă nimic. Nu se mișcă, POIM merge mai rău de Toru. Și proiectul mare de apă și canalizare de 238 sau 286, tot pe POIM este. Am hârtie scris aici în care spune că vor fi bani, vor fi din economie sau nu știu ce, va fi o altă, un apel de proiecte. Am stat cu șeful AMEPOIM și cu Ministerul de Stat care... Deci, spuneți, pregătim documentația, banii vor fi, pentru că sunt, pe de o parte, vor fi redisciplinit de sume în 2009 și, pe de altă parte, sunt potrivărași, dar noi fac eu o reclamă, care nu vor mai putea accesa cele care erau 6 sau 7 în prima etapă, pentru că n-au implementat prima etapă. E un fel de condiționare aici ca și la apă. Dacă la apă Suceava nu finaliza proiectul, spuneți, pe fonduri de preaderare, pe fonduri de preaderare, nu mai putem să accesăm proiectul al doilea, pe postul de mediu. Sunt și condiționări europene. Deci, ne pregătim, numai că ghidul este draconic, ca să spun altfel, ne cere ridicare cadastrală, fiecare țavă, fiecare magistrală pe care vrem să o reabilităm, lucrăm în acest sens, trebuie să ridicăm pozitiv, altă soluție nu avem. Putem să tragem concluzia. Acum, da. Deci, dumneavoastră, veți sugera Consiliul Local să voteze da, majorarea la 196,5? Voi, deci având în vedere faptul, eu voi sugera Consiliul Local și... vom avea discuții înainte și de Consiliul Local cu toți consilierii, să mergem, să dăm această majorare, bine, a cerutului de 200.000, că acum sunt 96, pus mai mic 4 lei, da. Deci, ideea că se justifică totuși că va merge pe gaz metan și nu funcționează pe lemn și să nu fim de acord, nici nu avem solicitări, dar nici nu vom fi de acord să majorăm prețul la transport-distribuție, pentru că prețul la transport-distribuție este influențat de cele pierderi, care azi sunt 38% sau erau 38% și se recunoscute de către bioenergie, că sunt 38%, dar între timp de 2-3 ani de zile nu mai am făcut greu în Suceava. Părerea mea personală că azi undeva la 35-36% aceste pierderi. În același timp, avea obligații și operatorul să contribuie la ridicarea acestor pierderi. Deci aici avem o culpă comună, ca să spun așa. Deci nu vom fi de acord să majorăm prețul la transport-distribuție. N-am cerut oficial, nici n-am văzut... Ieri a spus că în condițiile în care se modifică prețul de producție, atunci automat se modifică prețul. Nu, dar n-are cum auză. Nu, este la fiecare, păcat că n-am documentația mea, da. Păcat că nu am contractul, avizul lor de la NRSC, deci ultima aviz de la NRSC pe transport de distribuție, 180 de lei, nu este altul, 180. Nu, el spunea că imediat ce se modifică prețul de producție, se modifică și prețul de transport de distribuție. Asta spune de lui, prețul de transport de distribuție are. E o formulă, prețul de producție intră în formula de... Deci nu e o chestie automată, deci eu din punctul de vedere să fim de acord să majorăm prețul care e justificat la gardul central și cam atât. Asta este părerea mea personală. Da, mergând mai departe. O veste bună, să spunem așa, s-a terminat studiul de fezabilitate la pod, totala valoare a investiției 5.160.000
plus TVA, din care ce plus 4.414.435. Asta însemna în lei, în euro, 1.113.701 euro, termen de realizare 2 ani de zile. Termen de realizare 2 ani de zile, ca atare vom intra în Consiliul Local și vom aproba indicatorii tehnico-economici, după care voi cere serviciile specializate din primărie să demarăm procedura de licitație, achiziție, execuție plus proiectare. Execuția și proiectarea la un loc, pentru că dacă nu se face așa la lucrare așa de mare, am veșnice probleme și la lucrări investiți care le avem azi, în care se ceartă proiectantul cu executantul, dacă nu e proiectantul care îi trebuie, nu e bună lucrarea, nu a proiectat bine și nu vreau să mai comentez. Deci voi cere să facem execuția și licitația la un loc, să demarăm acest proiect important pentru orașul nostru. Domnul primar, dar diferența aia de 1.000.000 de lei între ce pusem și valoarea totală, în ce se duce? Că ați spus 5.000.000 de lei. Da, da, proiectare, alte costuri, organizare de șantier, dirigent de șantier, sunt multe, da, cheltuielile neprevăzute, sunt niște reguli, am lucrat în proiectare. Da, dacă așa a spus un specialist, domnul Moisiu, care e om serios, asta. Să știm de ce. Da, domnul, deci dacă veniți, vă dăm un devizul analitic și îl analizați. Da. Domnul, exact, dar podul acolo are 7 metri lățime cu tot cu trotuare sau fără? Nu, 7 metri deschidere pentru mașini, 3 metri jumătate pe parte, 3 pe parte, și la care mai vine adăugat și trotuarul. Da. Și am ajuns, unde am ajuns? Mai este statuia acolo. Statuile noastre toate. Da, s-a încheiat raportul procedurii, sigur au fost depuse șarțe, oferte, din care 4 au fost eligibile. A fost declarată câștigătoare varianta IMIR0404, Dăneasa Mircea, a câștigat cu 79,33 de puncte. Și mai sunt pe locul 2 Mândrescu Ionel Constantin cu IMM7777, nu le știu. Domnul Lenuța cu Leni 1985, și Jaucă Daniel, AR 4791. O știu pe cea câștigătoare, că restul nu știu care sunt, sunt cea câștigătoare. Statuia centenară, trebuie să-i dăm și un titlu, să-i dăi și un titlu, dar cam asta, despre asta este vorba. Da, am avut și o discuție aici, după ce s-a decis cu comisia de formată din oameni de specialitate, de doamna Pușcașul Lucia, domnul Gorgia Constantin Brunaru de la Culte. Sigur, și am discutat această problemă, așa era și când s-a făcut statuia lui Dăneasa cealaltă, cât e interesantă și expresivă, și zic, hai să facem să o înțeleagă cât mai multă lume. Nu, dar o scrii plăcuță ce reprezintă. O explicăm. Până la un punct, Cătălina ai dreptate. Am dat în criză de timp, a fost criză de timp, am mai ratat una în care nu s-a judecat nici una. Dar autorul n-a avut nicio idee când a început lucrarea. Deci autorul probabil că o să facă, vreți să se explice ea. Urmează etapa următoare. Deci etapa următoare este să negociem prețul. Să negociem prețul. Și lucrul cel mai important, perioada de realizare. Sigur că într-o discuție printre ușă, eu plecam în delegație, noi domnul Dăneasa, eu l-am întrebat domnul Dăneasa, termine anul ăsta? Și a spus că nici într-un caz. Nici într-un caz. Că, bun, avem și el cu un argument că dacă o face așa în forță, riscă ca peste iarnă să se explodieze, să nu știu ce, și atunci ne sar lumea în cap.
a spus că nici într-un caz nu poate să facă până la sfârșitul anului, trebuie făcut, mă rog, în timp să usuce, să natureze. Ce material? Fibre de sticlă? Dacă nu o face anul. De ce mai face? Da, bun, aici sunt mult de discutat. Sunt mult de discutat și le vom discuta. Le vom discuta, centenarul, da, e un monument a unirii, dedicat unirii. Bun, stic, dacă e centenar... Dacă centenar, intrăm pe 1 decembrie. Da. Așa că nu e o problemă. Deci are timp. Da, da, are timp, ies. Aia o să facem... Nu, dar unde va fi amplasat? La Consiliul Județean. Deci locul are de amplasare în Consiliul Județean, vizat de Consiliul Județean, e peste drum acolo, cum se spune. În parcul... Dar nu e în parc, la colțul parcului... La colțul, așa, lumină. Da. Da. Poftim? N-am avut încă discuții pe valoarea, dar sunt convins că vine cu o sumă astronomică, dar păi vreau să vă spun că cealaltă păsta 60 miliarde și am făcut-o cu 50. 60 de miliarde. Aia e la altă, tribușonul, cum spune. Păi păsta 60 de milioane și am făcut-o cu 15. A cerut 60 de milioane, numai că, sigur, când a cerut-o 60 de milioane, a cerut să facă din bronz, bronzul e scump. Și atunci am mers cu varianta de fibre de sticlă și am scos-o la 15 miliarde. Da. Vom vedea, dar vă spun, na, este o veste bună de parte că s-a judecat, oamenii de specialitate o apreciază foarte mult, nu mai spun că eu am avut niște discuții cu dumneavoastră, în special cu doamna Pușcașu, pe care respect, am spus doamna Lucia, să înțeleagă fiecare ce e acolo, că dacă, na, ne, na. Mă pregătesc mai fericit la legile esențiale. Deci, știam că ajungem aici. Totuși, comisia nu a ales o primărie. Deci, dacă discutăm, unii artiști vă place, doamna Lucia, care a fost șef acolo, chiar dacă a fost pensionară, Georgia Constantin, care e președintele Ordinului Arhitecților, domnul Blănar, care e specialist pe... Adică sunt cei mai specialiști oameni care nu se iau, femeile astea. Eu, părerea mea, că e pe la mijloc. Nu știu, dacă facem aici un brainstorming cu oamenii din cultură, s-ar putea să înțelegem altceva. Dacă discutăm noi fără ei, s-ar putea să înțelegem tot altceva. Statuia e pentru oameni, pentru toți, nu pentru specialiști. Deci omul, când vede, trebuie să înțeleagă ceva, nu? Inclusiv azi, doamna Lucia și ceilalți oameni de specialitate susțin că statuia asta, pe mine, mai poate, e una cel mai reușită din țară după evoluție. Bun. Da, da, corect. Dacă ne gândim totuși, am văzut altele prin țară, ăla cu cartoful și nu știu ce, parcă mi-a răsărit, am să mai înțeleg ceva din asta. Da, da. Sfântul Gheorghe la Buzeu și multe altele, da. Cred că e o diferență de cultură între noi și de oameni de... Nu înțeleg. Da. Un lucru bun... În 2019 poate fi dată statuia asta a fost... Dacă eu zic că în 2019 este un timp realist într-o an de zile să o facă. Da, trebuie să vedem exact dacă o facem și cum o facem și cum negociăm la preț. E foarte important prețul. O negociăm prețul. Până la urmă, na, e monumentul a Unirii. Sigur că nu știu atât sunt în anul centenar, dar... Da. Se rămâne făcute că nimeni nu se mai știe că nu a fost. Da, exact. Presa pierde și arhivele și... Care statuia lui Ștefan chiar e foarte bine, chiar e în ordine, chiar e acum pune basoreleful înapoi. Dar lucrează în același timp și la amenajarea exterioară, deci undeva la un 15 octombrie o să fie lucrurile finalizate în totalitate. După referendum. Pe o montare, după referendum. Bucări. Da, extindere rețelei electrice. Da, aici un lucru bun pentru cei care așteaptă, poate mulți nu sunt interesați. Aia de îmbrăvi s-a dezvoltat orașul, deci au venit oameni vor energie electrică, noi erau niște chestiuni provizorii, s-au făcut licitații, suntem într-un parteneriat cu EONO, deci au fost două loturi pe zona 1, strada Fraților, Facului, Arțarului, Plopului, Socului, a câștigat Energosistem SRL, suma totală a fost de 509.292,16, s-a câștigat cu 359. Din care EONO suportă 186.548,48, iar primăria 172.451,52. Zona a doua, Eugen Evinescu, Anton Alban, Ion Dragoslav, Mihai Băcescu, Nicolae Strati, Romeo Calancea. Aici, total, valoare era de 522.044, s-a câștigat cu 413.310,53, în care întreaga valoare este suportată de EON. Primăria nu pune niciun leu. Deci, iată că un număr de 11 străzi sunt, mă rog, pot
fi demarate lucrările de extinderea rețelelor electrice, am rugat ca de săptămâna viitoare la comandament să vină și aceste două firme care lucrează la extinderea rețelelor electrice. Toată energosistemul cu jocul la Rodovăr? Nu, Macosin, n-am spus eu. Macosin, zona 2 Macosin, energosistem SRL, zona 1. Da, în orice mod de idei am avut și am cerut binecuvântarea altui Pimien când m-am întâlnit la inaugurarea omului în școlar. Avem o solicitare din partea Betleemului ca un cor religios să meargă de Betleem, să meargă de Crăciun la Betleem. Este o festivitate deosebită, aprinde lumină în vreodată de Crăciun la Betleem. În altă presență s-a dat acordul acest cor pe care îl are seminarul cu profesorul Tablan, care a luat multe premii la nivel național și internațional, va merge la Betleem, știu că pe data din 1 decembrie o să mai vedem. Sigur că primăria municipiului Suceava o să le suporte costul de deplasare acolo, dar este o chestie, zic eu, de imagine pentru oraș, pentru România, dacă vezi, că vin foarte multe țări acolo care susțin fel de fel de spectacole, concerte și mai departe. Deci un cor al primăriei, un cor al arhiepiscopiei finanțat de municipiul Suceava va merge la Betleem în luna decembrie la aprinderea lumină în brazul de Crăciun. Dacă suntem aici, aș spune că deja am demarat și noi procedurile de achiziționare o nouă instalație pentru brazul de Crăciun. Este vorba de șir luminos alb cald și alb rece, însumând 6.000-8.000 de metri lineari, funcție de înălțimea bradului, poate fi împodobit un brad de 12-15 metri. Valoarea totală 126.050, sigur va fi scoasă la licitație peste ea, funcție de cât va fi achiziționată. Dar două cuvinte despre vizita pe care am făcut-o în Franța săptămâna trecută. Sigur că dacă suntem din frățieri, am prelungit acel contract de colaborare și este un lucru bun. Astăzi avem 5 parteneriate funcționale și dacă le spunem în ordine alfabetic, e Betleemul, Cernăuțu, e Lavalu, e Soroca și Susnovețu. Am avut niște discuții și am dorit să ne înfrățim și cu localitatea Hotin din Ucraina. De ce? Pentru că noi avem cetățile surori acest proiect, Suceava, Soroca, Hotin și printr-un proiect european împreună cu Primăria Municipiului Suceava, Perle Medievale, au beneficiat de niște sume. Cei de la Soroca 1.800.000 de euro și au reabilitat cetatea, la Hotin 900.000 de euro. Ca tare, sigur, Primăria Municipiului Suceava a avut 14 milioane de euro prin proiectul pe care l-am reabilitat, pe care l-am folosit la reabilitarea cetății de scaun. Cred că ar fi corect să avem această înfrățire pentru aceste cetăți surori al Ștefan cel Mare și cu Hotinul să vedem exact dacă găsim o înțelegere acolo să facem această colaborare. În alt ordin de idei, am depus un proiect la capitala antreprenoriatului românesc, care se derulează într-un parteneriat între Consiliul Național de Întreprinderi Mici și Mijlocii și AMR. Sigur, suntem conștienți de faptul că, sau conștienți de faptul că lucrurile nu se fac în ordine, nu se ceva din vedere al afacerilor. Tocmai de aceea am depus acest proiect. Vrem să ne implicăm mai mult și sigur că cu aceste lucruri care vin, parcul industrial, clusterul pe economie, învățământul dual, deci trebuie să facem mai mult pentru mediul de afaceri, pentru că mediul de afaceri creează plus valoare, aduce bani la buget și trebuie să ne implicăm chiar dacă nu avem în fișa postului. Dacă mă uit în fișa postului, nu scrie nimic, nicăieri la primar că trebuie să ocupe să creeze locuri de muncă, să creeze condiții. Dar ne vom implica pentru că eu zic că așa este corect. Am avut o discuție pe această temă și la nivel de ambasada României de la Paris, la adjunctul misiunii diplomatice de acolo, domnul Oleg Ungureanu. La fel, am căzut de acord să facem și schimburi de experiență cu oameni de afaceri francezi și români. Și unul din subiecte, să discut și domnul președinte Flutur, să vedem dacă pornim acest parc industrial, să-i facem o ofertă ce s-ar putea face și acolo. Deci este o problemă care trebuie să ne preocupe, chiar dacă, repet, ea nu este în fișa postului în mod direct, dar cred că trebuie să facem mai mult pentru mediul de afaceri. De aceea am fost de acord să semnăm municipalitatea și un parteneriat cu Consiliul Național al Întreprinderilor Mici și Mijlocii, în care tocmai să facem aceste misiuni comune de promovare a mediului de afaceri. Și mai aduc o dată aminte, vineri, la ora 13 de ziua Înălțării Sfintei Cruci,
cei care vor să vină, mai special în Brădujeni sat, vom reinaugura acel monument al eroilor din cimitirul Brădujeni sat împreună cu Asociația Regina Sfânta Maria, cu domnul colonel Niga, pe care îl apreciez și respect foarte mult, și cu parohia Sfânta Treime din cartierul Brădujeni sat. Mulțumesc! Parcul și pute? Parcul și pute, în cursul zilei de mâine, voi avea o discuție la Rom Silva. În ce sens? Noi avem o identificare cadastrale pe care am dat-o hotărâri de Consiliul Local. Am pregătit în mare proiectul de hotărâri de Consiliul Local, dar în același timp vreau să am o discuție la Rom Silva să mă asigur într-o dată că sunt acele suprafețe cadastrale corecte. Pentru că dacă nu mergem cu cărțile bine făcute, tragem un glonț degeaba. Deci vreau să mă asigur că datele noastre sunt corecte, coincid cu cele la Rom Silva. M-am programat la o discuție în cursul zilei de mâine la Rom Silva și măsura în care avem lumina verde că lucrurile toate sunt în ordine, din punct de vedere cadastral, să dăm hotărârea de Consiliul Local în luna septembrie în noi primăria și să ne adresăm guvernului. Da, alte probleme dacă aveți dumneavoastră. În acest an nu mai prezintă prioritate, s-ar putea să le prezint într-o zi. În acest an nu. Da. Dacă dumneavoastră mai aveți întrebări, eu vă spun.